Am ajuns în plaja de Juan, de San Juan, numărul 1, cum ar veni aici, lângă Alicante, pentru care nisipul acesta fiind frumos. Anastasia e în căsuță, se joacă puțin și apoi merge și noi stăm la plajă liniștiți. Într-adevăr, e cald, e frumos și avem și priveliște acum munții superb în zare. Ia uitați! Da, și avem o zi la plajă. Hai, mami, hai! Haide! Astăzi ne odihnim pe... pe plaja San Juan, iepure se joacă și am zis să stăm puțin o zi la plajă frumos. Am găsit la cazare și o umbreluță și prosoape de toate și așa că astăzi stăm pe plaja San Juan așa la relaxare și în pace și liniște. Valurile sunt puternice așa aici, mare agitată, dar e cald, aici și soarele și e cald. Zicea 26 astăzi, dar știți cum e, se simte mai mult, dar dacă stai aici lângă mare, nu se simte așa mult, că vine briza mării. Ia uite, s-au apucat de construit lângă apa aia acolo. Și ia uitați ce frumos se văd și munții în zare și avem și aici blocuri. Dar totul e alb așa și e lumina puternică și te dor ochii dacă n-ai ochelari de soare sau de protecție. Cam greu să stai cu ochii deschiși, dar frumos și nisipul fin. E drăguță plaja, mai încolo am fost, erau două locuri de joacă pentru copii. S-a jucat în parculeț, sunt câțiva oameni așa, valuri mari, după cum puteți vedea. Iar noi suntem și noi pe aici și ne relaxăm astăzi, ne-am luat o zi de relaxare, pentru că după 3 zile în care tot am umblat. N-am condus mult, dar tot am umblat, ne-am simțit mai obosit parcă, dar e bine așa, am făcut și mișcare. Ne-am obținut și targetul de pe ceas, de zice că ne-am mișcat mai mult de jumătate de oră pe zi, ceea ce e bine. Și ne bucurăm de vremea asta frumoasă. Am uitat acasă în UK, sunt 11-12 grade. Așa că ne bucurăm acum cât mai avem 3 zile, după care plecăm spre căsuță înapoi la muncă. Ia uite la ea, mă vine la porumbei, mă vine să ucide porumbei. Mă, lasă-i mă și pe ei în pace, mă! Du-te la găletușa ta și te joacă la soare, mami, că te-ai răcit la picioare. Du-te la găleată, guriță! Chiar mă gândeam, sper că m-auziți, mă gândeam că am văzut că și altă fată de pe YouTube, Alina Rei, a plecat, s-a mutat în România definitiv și a zis că la fel pentru copii. Chiar mă gândeam dacă chiar așa o fi. Aud mulți români că se întorc acasă și zic că se întorc înapoi, motivează pentru copii, dar nu știu dacă chiar o faci pentru copii, pentru că, nu știu, din punctul meu personal de vedere, eu cred că e mai bine aici deocamdată. De exemplu, Anastasia, bine, eu am și vorbit cu ea de mică, întotdeauna am vorbit și ea a vorbit și ea înapoi și m-am ocupat mult timp de ea, dar e foarte receptivă la grădiniță și acum am observat de când am mers la grădiniță, iar din septembrie, se joacă și și-a dezvoltat și imaginația, adică joacă și jocuri de imaginație, vine acasă și zice că e la grădin și vorbește cu colegii ei și joacă jocuri cu ei și ce zice profesoara, zice și ea, adică educatoarea. Și mi se pare foarte ok că se dezvoltă și are orizontul mai deschis și o să știe și română și engleză, pentru că eu am vorbit în română și știe română și noi în casă nu vorbim în engleză, doar acum ne prostim de când vorbește ea de la grădini puțin și mai răspund și eu, dar foarte rar, pentru că mi-e și peste mână, adică dacă sunt româncă, de ce să vorbesc engleză în casă? Și da, cred că, uite, o oportunități ca astea și în fiecare an să meargă la mare. Nu știu dacă am stat în România, chiar dacă ne-am descurcat grozav, probabil pentru că am vrea să muncim și să avem un trai decent, tot am ajunge o dată pe an, atât la mare, la noi sau la Bulgaria sau mai știu unde. Și nu știu dacă sunt atâtea oportunități în România precum sunt aici. Probabil că sunt, s-au dezvoltat multe chestii și în România. Nu știu, eu cel puțin nu simt momentan de câte ori am fost. Eu am fost și des acasă în România, n-am fost doar o dată pe an sau o dată la 3 ani. Noi am fost de 2 ori pe an cel puțin în ultimii 3 ani, așa că am văzut ce e acasă, știm ce e acasă și sincer, pentru mine personal, încă mai aștept puțin, încă nu cred că... Adică între astea două variante, Anglia sau România, deocamdată e ok aici să-ți crești copilul pentru a-l crește cu mai multe oportunități și mai deschis la minte și să înveți. Adică ea deja știe, m-a pălit cu un accent din ăsta britanic, dar a rămas și eu zic, wow, nu vorbesc eu așa cum vorbește ea de bine limba engleză de la grădină. Adică mereu am plecat, am fost și sociabil, nu e că nu are cu cine să juca aici sau că vai, lipsesc bunicii. Și a văzut și bunicii sau că îi lipsește copilăria
liberă și să fugă de sculță prin curte sau mai știu eu ce. Dar și aici la fel are curte, la fel aleargă și aici dacă vrea. Am dus-o la ferme mereu, acasă în România de 3 ani, de ori pe an a fost la bunicii ei, deci are o relație apropiată de bunici și poate, poate crește asemănător cu copilăria noastră. Acum depinde de fiecare cum am îți alegi. Aoleu, serios? Da, haideți că nu mai știu ce ziceam, că m-a întrerupt Anastasia, care a băut apă din mare, bineînțeles, și a venit la mine să o șterg. Umblă după valuri și acum și fuge, aleargă. Deci da, asta cred, că am observat mulți copii care la vârsta la care Anastasia, ei încă nu vorbesc foarte bine nici româna, nici engleza, sau zic că vai, al meu vorbește mai mult engleză pentru că stă în Anglia. Asta e o prostie, mă scuzați acum, dar cine nu e de acord cu mine, asta e părerea mea personală și e o prostie, pentru că dacă tu ești român, soțul tău e român și el și voi în casă vorbiți românește, să vii tu să-mi spui, vai, copiii mei știu mai multă engleză, mie mi se pare că așa ai vrut tu, deci tu ai ales să fii așa, tu ai făcut alegerea asta. Pentru că, uite, a mea vorbește și română și engleză, engleza am învățat-o de la grădiniță și româna de la mama și de la tata, cum e corect, pentru că altcineva în Anglia nu are cine să o învețe româna. Prin urmare, ține totul de cum ne alegem noi să creștem copiii și care ne sunt prioritățile în viață. Că dacă prioritățile tale au fost, hai să muncim amândoi că n-avem bani destui ca apoi să ne întoarcem în România, astea au fost prioritățile tale. Dar, de exemplu, dacă prioritatea mea a fost să muncesc mai puțin sau să mă lipseze niște bani sau să muncească soțul meu ore mai lungi, dar eu să stau acasă cu ea, a fost ca pentru ea să fie dezvoltată și să o cresc eu, adică nu doar străinii, doar la creșă, doar la grădini. Am crescut-o eu. Și de asta zic, foarte mult contează de alegerile personale și nu știu, eu cel puțin nu sunt de acord cu asta că ne mutăm în România pentru copii, toată lumea motivează pentru copii, ei se mută în România să aibă un viitor mai bun în România, pentru că, vai, dragă Doamne, copilăria liberă care au avut-o ei la țară, alergatul și mâncatul natural. Da, bine, ok, hai, fie. Ăsta e singurul aspect, cred că, care mai bun, poate fi mai bun la o mutare în România. Dacă ții tu locul tău și îți cultivi tu în grădină legumele și fructele tale, dar nici tu să nu dai cu nimic pe ele pesticizi sau alte chestii să crească mai repede și atunci, da, poți să zici că îi oferi copilului tău o mâncare mai sănătoasă. Însă, în rest, celelalte aspecte ține de tine ca părinte și cred că poți să îi le oferi și aici, în Anglia. Totul depinde de cum alegi tu să străiești viața, de zi cu zi, de asta zic. Acum, da, nu știu. Asta e părerea mea personală și eu consider că copilăria Anastasiei e mult mai frumoasă așa, cu foarte multe ieșiri în aer liber, cu foarte multe concedii la mare, unde aerul de mare îți face foarte bine. Se dezvoltă și joacă și pe plan sănătos și cu foarte multe plecări și în România, pentru că spre deosebire de alții, decât să pun bani deoparte să fac niște ciment, să fac o casă în care nu locuiesc decât o dată pe an când mă întorc în România, am preferat să investesc banii în noi, în călătorii și în experiențele noastre și ale Anastasiei. Da, recunosc, mie îmi place să călătoresc, deci l-am făcut pentru mine în primul rând, dar mai apoi pentru ea. Pentru că eu am avut un tip de călătorie de genul copilărie de genul acesta în care părinții mei și ei, ca orice părinte din generația lor, au vrut să facă tot ce e mai bine pentru copiilor, să aibă bani, pentru că nu erau pe vremea lui Ceaușescu și nu aveai multe resurse. Și de aceea s-au străduit foarte mult și au muncit foarte mult și să construiască ceva. Însă, nu mi-a lipsit nimic. Da, am avut o copilărie frumoasă la țară. În fiecare weekend eram la țară, la bunici. În fiecare vacanță de vară eram la bunici. Știu la ce se referă, dar mi se pare că asta a fost timpul nostru. Atât aveam noi atunci. Astea erau lucrurile la care aveam acces noi atunci. Și bineînțeles că și eu acum, în continuare, ofer Anastasiei lucrul ăsta prin faptul că mergem des în România și am mers des la bunici, are la bunici la țară cai, are, deci adică prinde și din copilăria noastră de altă dată, are și acolo copii, dar și aici la fel cred că dacă e un nivel de viață mai bun per ansamblu și nu te stresezi și nu te enervezi ca în România sau nu trebuie să stai să drămuiești fiecare bani de la salariu ca în România, să te gândești, trebuie să pun aia deoparte, mi se pare că e o viață mult mai bună pentru copii aici deocamdată, cel puțin până la o vârstă. Pentru că după aia când cresc, peste tot au anturaje și pot să fie anturajele rele și când cresc la liceu și toate alea. Dar depinde de părinți și educația îi dai de acasă. De aia cred că e foarte important în primii lor ani de viață nu să cauți tu să-i duci, că nu o să-i educe bunicii prea mult. Îmi cer scuze acum dacă se supără vreun bunic pe mine.
Da, educă, dacă stau zi de zi, zi de zi cu ei, dar bunicii de obicei ia lintă dacă nu stau zi de zi cu ei. Și așa că tot la noi ține să educăm părinții și să le oferim un viitor mai bun. Bună! Ce facem? Ce construiești aici? Ia zi! O casă! O casă? Da, wow! Aici? Și e bună apa? E călduță aici? Ia zi! Cum e apa? Ce spui? E un pic rece? Da, păi să nu răcești, mă, mami, mă! Ești ok? Da! Ia uite la mine! Ești ok? Da. Să te văd! Hai! E un pic rece apa! Hai, da! Pui niște nisip acolo, da? Ce faci? Da. Ce faci? O casă? Da. Ok. Mamă, ce frumos. Hai să vedem. Încet, mama, încet, gurița mea. Uite că are aici apă, dar apa e rece, bineînțeles că e octombrie, 25 de grade afară și cam atât. Cam asta este situația. Ne-am lăsat acolo și am ieșit la o plimbare. Ia uitați ce frumos se vede. Care frumoasă combinația asta cu munții în zare, în Alicante. Nu m-am documentat, nu știam, dar eu uitați ce peisaj frumos creează marea și munții. E un loc super. Am rămas eu uimită și fascinată de faptul că sunt munți în apropiere, pentru că, într-adevăr, dau o priveliște frumoasă. Superbă. Apa e rece, dar e ok. Ne continuăm plimbarea. Ei se joacă și eu iau încet așa de lungul apei. Da, și am lăsat plaja în urmă pentru că deja bătuse vântul cam tare și am plecat sus spre castelul Santa Barbara. Am vrut să mergem la munte și am zis hai la castelul acesta pentru că este una din atracțiile principale, așa că să vedem și noi cum se vede orașul Alicante de sus de la castelul Santa Barbara și într-adevăr am avut niște priveliști unice. Bună! Lasă-te la regulă dacă te bate soarele. Mi-am ajuns la castelul Santa Barbara. Este unul dintre principalele obiective din Alicante. Când dați să căutați top 10, este primul sau al doilea. E sus pe un munte. Am urcat cu mașina, dar aici zice că n-avem voie să lăsăm mașina, așa că tatea ne-a lăsat aici și s-a dus jos să o lase în parcare. Și noi o să admirăm puțin priveliștea de aici și apoi o să intrăm la castel. Din câte am înțeles pe net, zice că intrarea e gratis, dar plătești liftul, care e 2,70 €. O să vedem acum, nu știu, așteptăm să vină tati și după aia ne uităm. Hai să luăm niște cadre, că se vede tare frumos jos, da? Ia zi, ți-a plăcut la plajă? Până acum te-ai bălăcit. Și a început să se bată vântul foarte tare și am zis hai că plecăm, că am stat o oră și un pic și ajunge și am urcat aici. Uite, aici în oraș e foarte cald, e o căldură. 25 de grade, dar dacă bate ca soarele sus, e cald. La mare bătea vântul și era cam friguleț, nu de acum? Nu? Zici și tu ceva, spui? Haide, iubita, hai! Wow, și ia uitați aici ce priveliște frumoasă avem de pe zidurile castelului. Doamne, superbă, cu ochiul liber se vede, mai ales că e soare acum. Ia uitați ce frumusețe se vede, vezi, mami? Acolo jos am fost noi, la plajă, iubita. Și acum am urcat aici sus și ia uite ce frumos se vede. Hai să-ți facă mami o poză, vrei? Dă mânuța la mami. Hai să vedem unde ajungem aici. Ia uite, aici avem așa mai pe lung făcut. Stai în spate la mami, da? Încet, încet. Și ni se descoperă în fața ochilor orășelul. Uite, acolo a mers tati să lase mașina în parcare. În față, jos. Și ia uitați ce frumusețe de oraș. Imediat îți arată mami, ha. Mami filmează, tu vezi? Acolo jos la mașinuță, vezi? Ce frumusețe. Super făcut aici, ia uite. Ia uite. Foarte frumos, stai încet, așa. Ce bine că bate și vântul și cu munții aceia în spate. Stai aici, nu te du, mami, stai pe loc, încet. Și aici avem marea, superbă. Ia uitați ce frumos se vede, super! Vrei să zici bună? Am urcat la înălțime, nu pune acolo piciorul și iubită. Foarte frumos. Și acum văd și biserica la care am fost ieri, uite, în Altea, acolo e. Undeva se vede. Superb, da. Foarte frumos de sus. Ia să vedem, e umbră și bine după ce am stat la soare pe ziduri și am făcut poze. Ne-am încălzit.
Acum intrăm să vedem curtea castelului. E liniște, e frumos. Ați văzut ce imagini superbe cu mare au ieșit de aici. Ia, uite și aici ce frumos se vede. Marea, ia să vedem. Superb, superb locușorul ăsta. Foarte frumos. Ce este? Anastasia mi-a obosit și vrea în brațe, cred. Da, foarte frumos. Și o să urcăm încolo. Uite și jos sunt tunurile alea. Hai să mergem să ne uităm și jos. Ce frumos se vede. Gata și urcăm sus, să intrăm în castel. Ia uitați, Alicante, City and Beach, frumos. Hai să vedem. Și am intrat aici în prima sală și uitați ce rochie frumoasă. Avem o expoziție aici. Ce drăguță e. Super. Ia să vedem. Ce rochie frumoasă, ce detalii pe ea. Capitanul Alonso Perez. Ia uite ce frumoase sunt. Maria Rodriguez. Mamă, dar câte detalii pe ele, uite. Ce drăguț. Aici avem o mireasă sau ce-o fie? Uite, Cristiana. Aici avem ceva. Capitan German Vidal Gandia. Ia uite. Asta așa. Ce superb! Și eu mă uit odată cu voi, nu știu ce urmează și acum îi văd. Ia uite-l și pe soldatul ăla în colț acolo, superb! Fii cam sperie așa puțin astea negre toate manechinele. Hai să vedem. Aici avem multe poze. Și aici intrăm în altă cameră cu tablouri. Ce e acolo, mami? O sabie? O sabie, da? Ia uite, în 1965, așa veche, mamă. Și ce frumoasă imaginea asta de aici. Ia uite, un trib ceva, cred. Niște fețe aici. Aici vorbește ceva de zumbarcări. Dacă e interesant, la intrare ne-a întrebat din ce țară suntem și am spus Anglia și a zis, e ok, e gratis. Eram curioasă din ce țară nu e gratis, atunci trebuia să o întreb. Hai să intrăm să vedem ce zice aici. Experiență gastronomică, dacă vrem. Avem un magazin de suveniruri. Uite așa. No, ce drăguțe, ce drăguțe. Să vedem ce și cum. Eu mi-am luat ceva, o farfurioară deja, uite, aici sunt prețuri de turiști, de 9, 12 euro, eu am dat 3 euro pe ea, tot felul de păpuși. Ce ați văzut? Ia uite, astea sunt frumoase, magnete ăștia, da, trebuie să spargă. Drăguți, vinuri, ciocolate. Și am ajuns sus aici, unde este și o terasă și ia uitați ce frumos se vede în zare, în spate și în partea asta, foarte frumos așa, super. Vrei și tu să vezi? Hai să vezi și tu, hai. Foarte frumos, se bate vântul, cam așa se prezintă, ia uite ce frumos am fost. Sigur ai fost acolo la mare? Ia zi, la mare ai fost acolo, da. Bravo, iubirea mea. Acolo ai fost, ia uite, un vaporaș în zare, ia uite. Și acolo e marina, ia uite, unde am fost noi, uite, vezi că scrie Melia Alicante, pe plajă, acolo am fost, mami. În prima zi. În dreapta jos, acolo am fost, în prima zi, da. Acolo. Superb. Mai avem o cămăruță aici, în castel, e plin de cămăruțe și turiști. Acolo e intrarea. Și frumoasă piatra asta deschisă la culoare din care e făcut castelul, ia uite. Tot felul de chestii pe sus, steaguri, lucruri din război.
Și pe acolo este un culoar, ia uite. Interesant, oare unde ajungem? Să vedem. Ca un tunel, cred că de altă dată. Ia uite. Ce tare. Am ieșit și afară. Acolo era un tunel care ducea la lift atâta tot. Să urci sus, cred. Și ne uitam și pe aici ce frumos e făcut. Sus e altă terasă. Un cactus. Ia uite. Frumos. Hai să vedem ce și cum. Ce e aici? Ceva închinat unei sfinte, ceva, cred că da. Acadă asta frumos. Câtă piatră? Hai că am mai ajuns și la tunurile astea. Cine este aici? Ce caută, doamnea? Dumneata, ce cauți aici? Ia zi. Poate declanșezi ceva pe aici, ia zi. Ce cauți, fetița mea? Zi. Ia spune tu, ne aperi? Da? Ia uite. Super priveliște. Super, super. Drăguță. Drăguț castelul ăsta, foarte frumos. Ia uitați. Măi, iubită, ce faceți voi acolo, a? Fiare vechi. Fiare vechi, așa este. Hai că am intrat la Cort Englez, la un mall și, uite, am găsit departamentul de Crăciuneală. Ce frumusețuri aici, uite. Ce drăguț e aranjată și masa, superb totul, foarte frumos. Chiar e fain. Este și muzică, trebuie să vorbim peste. Nu știu unde să mă uit mai întâi, cât de frumoase sunt toate, iaute, iaute. Doamne, doamne, ce mami, ce-ai văzut? L-ai văzut pe căluț, mama? Ai văzut căluțul, mama? Ia vezi, mamă, ce frumoase sunt. Ce se cheamă, mami? Și frumoase farfuriile, ia uite, mami. Ce drăguțe sunt și ciupercuțele astea la motivul, la decorațiunea noastră. Peste tot sunt mai ciupercuțe. Ce drăguț! Pe culori, aici este roșu. Tot felul de decorațiuni. Uite, turtă dulce, 6 euro. Un mușuleț din ăsta. Ce ați găsit acolo? Soldăței? Unde-i fata? Așa, ai pierdut fata? Bravo! Fata, vezi să nu dai ceva pe jos. Hai, luăm și noi o ciupercuță. Ia să vedem câte e o ciupercuță de asta din lemn. 4 euro. Asta e 6 euro. Vrei să iei o ciupercuță? Ce vrei să-ți iei și tu? Să-i amintire de aici, să știi că e din Alicante. Uite, din lemn. Aia mare vrei tu, bravo. Ia să vedem altceva, poate găsim altceva. Hai. Ce frumos. Du-te la tati, că la tati s-aude. Ia, du-te, vezi ce face tati. Ce frumos. Ia, uite. Fugi la tati și vezi ce face. Hai. Ia, uite și pe smurfii ăștia, ce drăguți sunt. Superb. Și căluțul, dacă îl vede. Ce drăguț. Căluțul ăsta din lemn e 60 de euro. Ce drăguțe sunt toate. Foarte frumoase. Care mai de care, mai deosebite. Ia uite. Mall-ul ăsta e pentru englezi, cum ar veni. De aia se cheamă Curtea Englezească. Și e peste tot prin Spania. Gen o firmă. Cort Englez. Și da. Are lucruri rafinate și frumoase. Ia uite și telefonul. Ce superbitate și farfuriile, ce faine le-a aranjat acolo, le-a aranjat acum în colțul ăla. Foarte faină ideea. Nici nu știu unde să mă mai uit să vă mai arăt. Hai să vedem farfuriuțele, ce fain le pune. Da, cât e de drăguț. Ia uite, Merry Christmas aici, tot felul de modele. Ce-mi place asta cu roșu. Foarte frumoasă, 9 euro, o farfurie din asta. Acolo avem magii. Și ia uitați, aranjează farfuriuțele, vedeți? Ce drăguțe sunt! Ca o coroniță de Crăciun. Avem așa setul sau ce sunt astea? Din, a, e un fel de plastic ăsta, 10 euro pentru copii, cred, cu magii. Da. Foarte, foarte frumos. Chiar mă bucur că am ajuns aici. Nu știam la ce etaj să ne oprim, că erau toate pe... Un etaj era de bucătărie, unul era de haine, unul era așa și așa și... Până la urmă, după aia, să coborâm jos, am luat-o pe scări și am ajuns la el. 6 euro asta, cu magii. E drăguță și asta, așa. O, de învârtit. 7 euro. Cănițele, iarăși, sunt tare frumoase.
Și aici, uite și farfuriile, ce drăguțe sunt și pahare. Fiecare cu altă temă, da. Și aici avem, ce avem? Căsuțe și cu zăpadă avem. Avem multe chestii frumoase și muzica asta sper să nu fie probleme cu muzica, de aia vorbesc peste ea. Uite ce drăguțe sunt toate. Aia 150, astea 120, astea 200 de acolo. Foarte frumoase. Și căluții, dacă e velea Anastasia și ăștia 200 de euro. Ce drăguță e. Foarte frumos așezat tot. Superb, superb. Ia uite. Câte nebunii. Merry Christmas. Este tare frumos dacă ai loc acasă. 130 să le pui. Iar 130, 100, 200. 250 cu patinarul. Ce frumos. Mie îmi place să mă prind doar să mă uit așa. Ia uite și cănițele roșii. Castronașul ăsta e drăguț așa. Cu fața asta e 10 euro. Și avem și din asta zi căniță. Ia uite, la fel albă așa simplă. Și cănița e tot 10 euro. Frumos. Avem și pe roșu căniță, așa cu Moș Crăciun. Scrie corte englez pe ea. Foarte frumos. Ia să vedem dacă ne luăm și noi ceva suveniruri, nu e așa? Mai avem una așa aici pe verde, simplă, dar cu moșul de efect. Asta e 4 euro. Da, hai să vedem ce și cum. Oh, ce frumoasă e farfuria asta, ia uitați. Ce drăguță e dacă aveam loc din Italia. Ia uite, dacă e de mare, este o tavă. Ce drăguță e firma asta, superbă. Mm-hmm. Și uite și asta aici, de pus la cuptor. Foarte frumos setul. Nu mai știu unde să mă mai uit, cât de frumoase sunt toate. Și tava asta așa pe lung, cu Merry Christmas. Asta e 30 de euro. Foarte drăguț, da? Hai să vedem. Hai. Și am ajuns și în alt campo. Asta cred că e același semn, avea afară. Cred că e un fel de ușan de la noi din România. Pentru că văd semnul ăla sus cu roșu. Dăm și noi o tură pe aici să ne plimbăm, vedem ce este. Ia uite ce frumos e amenajat aici. De Halloween, mai încolo. Și am obosit, ne plimbăm așa și apoi acasică la odihnă, bineînțeles. Azi a fost numai zi de plajă și de relaxare. Ne uităm puțin pe aici și gata, o luăm spre casă. Hai să vedem ce găsim. E foarte mare. Are de toate, ce vrei și ce nu vrei. Ia uite, are și biciclete. Și trambuline, și jucării, și flori. Chiar că e foarte mare, ce frumos. Da? Hai să ne uităm și noi la produsele astea de frumusețe puțin. Tati, mă duc aici. Să vedem, este Essence. Am auzit de firma asta în România, de... cum îi zice, fond de ten, parcă sau așa ceva. Toate fetele își luau. Ia să vedem ce are aici la Essence. Aș lua și eu ceva, cremă de față sau un fond de ten, ceva, pentru că l-am uitat acasă pe al meu. Ia să vedem ce firme mai avem aici. L'Oreal Paris, Infinity ăsta, care este mat așa. Asta e 11 euro, 12 euro. L-am mai avut odată și pe ăsta așa, dar nu m-a impresionat deloc, era prea lichid pentru gustul meu. V-am zis că îl foloseam pe ăla de la... care, că am uitat și cum îi spune acum, da. La Maybelline am avut de multe, să-mi caut eu o nuanță de aici. Da, era foarte mare, e foarte mare. Ușanul ăsta sau ce-o fi el, mă pierd aici în el. Să vedem ce mai găsim pe aici, tot felul de dulce, gării, nebunii. Din astea la Madeleine sunt foarte bune, le-am avut și în alte magazine. Sunt cu lămâiță, checuri. Hai să luăm o pâine, să mai avem feliată, că... Tot am la franzelă și franzelă a doua zi din aia franțuzească nu mai e bună, se usucă bagheta. Da, hai că mă pierd pe aici, e bun. Magazinul ăsta de făcut mișcare în el. Hai că am ajuns și la fructe, tot felul de fructe. Ce fructă fie asta, mă întrebam? Cirimoia, vă că scrie acolo, dulce. Sunt gran contenit doar în sucar. A, are mult zahăr ăsta, ia uite. 3,99, mă uitam rodile lor. A, astea, persimonul, care îmi plac mie foarte mult, 2 euro. Da, struguri și tot felul de alte nebunii. Să vedem dacă sunt buni de ceva struguri ăștia. Mă duc să duc Anastasiei.
Hai și la pește să vedem ce are, că vreau să fac niște pește într-o seară, să mâncăm așa mai pe light cum ar veni. Ia uite ce mari sunt. Și aici avem pescadia congelada. Ia uite și asta cum arată. Ia uite că avem și caracate, avem și niște scoici frumoase aici. Cu ce sunt? Raci, crabi, toate nebunile mării. E foarte mare, tot felul de legume. Chiar îmi place asta aici. Foarte bine aprovizionat și aici avem niște lucruri înghețate, pește, orez, tot felul de nebunii. Ia să vedem. Brânzeturi, să avem verdețuri, aici avem fructe și legume. Ia uite ce frumos arată, ca la piață, dacă nu mai bine. Tot felul de salate. Da, arată bine. Bun, și iată ne a doua zi la cafea, când mami face video, el editează, așa e? Vrei să spui și tu bună? Asta este încheierea noastră, sper că v-a plăcut videoul nostru și de ziua de ieri a patra, pe unde ne-am plimbat, pe la plajă, prin Alicante, pe la supermarket, nu-i așa? V-am zis și părerea mea despre copii și creșterea lor în Anglia. Zi pupici, like and subscribe! Zi și tu, hai! Vă pupăm și ne vedem zile următoare, pa, pa!